moldovenesca, de atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Pentru 5 noiembrie, BNM a stabilit un curs de 19,22 de bani pentru un euro, adică cu 6 bani mai mult decât astăzi. Un dolar american va costa joi 17,5 bani, respectiv va avea cu 3 bani mai mult față de prețul stabilit pentru miercuri. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1705 lei și vindeau cu 1715 lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1920 de lei și erau vânduți cu 1930 de lei.